Dar voi continua cu istoria creștinilor, o istorie dureroasă și de persecuții prin care au trecut adevărați creștini, cum au trecut profeții, adevărați izraeliți în Vechiul Testament, până la Ioan Botezătorul, care a fost și el omorât, ultimul profet. Observăm aici o asemănare între această persecuție pe care tot Satana a pus-o la cale și atunci și în perioada evanghelică în care trăim noi și nici astăzi încă Satana n-a încetat să urmărească sămânța femeii. Într-un fel sau altul ne putem aștepta încă de la Satan, deși trăim într-o lume mai civilizată, ne putem aștepta cu persecuții destul de dureroase care să depună la încercare credința, pentru că fiecare membru al acestei clase cerești, sămânța lui Avram, va fi împuls în călcâie de acest șarpe. Așa își va sfârși calea. Asta este clar și sigur, așa cum a spus Dumnezeu în Eden. Tu îi vei zdrobi cu călcâiul, capul, dar tu, el îți va împunge călcâiul. Și așa trebuie să ne așteptăm la altfel de persecuții, nu așa cum au fost, de barbare, dar la fel de duroase, care să ne strivească mintea, creierul. Și nu se știe cât de dureroase sunt durerile acelor care suferă de boli mentale. Nimeni nu știe, numai cei ce au trecut pe acolo. Și poate să ne atace la minte și să ne facă că acel semn al fiarei pe frunte sau pe mână poate să fie niște torturi severe psihice. Așa zice Apocalipsa 13. Și ne putem aștepta. Încă nu se văd, dar sunt pe aproape. De aceea avem un pic de liniște și trebuie să le folosim acest timp ca să luăm învățătură cum au suportat frații noștri dinainte, să ne pregătim și noi de suferință, dacă nu cumva chiar și suferim unii dintre noi. Nu se știe că nu e la fel la toți încercarea, cum zice o cântare. Vom continua de la pagina 341 din volumul 2. Este vorba de omul păcatului, Anticrist. Și vom citi despre sistemul său, adică a papalității, a lui Anticrist, sistemul său de supraveghere, sistemul său de poliție secretă, numită Inchiziție. Așa cum știm că sunt servicii secrete care unele ori au produs foarte mult rău și produc în lume, tot așa sau papalitatea a avut un serviciu secret numit Inchiziție. Acesta urmărea, spiona și vâna pe toți aceia care se împotriveau învățăturile papei. Citim aici de la subtitlu Inchiziția sau Oficiul Sfânt, așa era numit de către papa această Inchiziție. Lui Dominic, spiritul conducător al acestei cruciade, adică acestei lupte sau război, dus împotriva credincioșilor, că îi zice cruciadă, i se atribuie cinstea de a fi născocit infernal la Inchiziție. Acest Dominic, nu știu, cine a fost ceva mare, patriarh sau ce a fost acolo la papa, cardinal sau nu știu ce, deși Benedict, care este zelos în a-i tribui Sfântului Dominic cinstia de a fi primul inchizitor general, adică șeful securității, cum am zis, papale, nu este sigur dacă ideea i-a venit mai întâi papei Inocențiu sau Sfântului Dominic. L-a făcut și Sfânt pe acest securist, șef de securitate a papei. Mai departe, zice așa, ea a fost instituită de către Papa Inocențiu al III-lea la 1204 după Hristos. Sfântul Dominic era un monstru lipsit de orice sentiment de compasiune, care se pare că își găsea principala desfătare în scene de tortură
și de suferință. În timpul cruciadei împotriva albigenzilor, cu un crucifix în mână, el a condus și a încurajat pe sfinții războinici la fapte de omor și de nemicire. Inchiziția sau Oficiul Sfânt este astăzi un tribunal în Biserica Romano-Catolică pentru descoperirea, reprimarea și pedepsirea ereziei și altor insulte împotriva Bisericii Romei. Deci cu scopul ăsta a fost înființat. Dar în zilele lui Dominic, Reginevul Mediu, ea nu avea tribunal legal. Nici instrumente de tortură nu erau aduse la perfecțiunea demonstrată în zilele de mai târziu. Cu toate acestea, Dominic, fără asemenea mașinării, a găsit din abundență mijloace de tortură ca dislocarea încheieturilor, smulgerea nervilor, sfâșierea membrelor victimilor și arderea pe rug a celor ale căror convingeri rămâneau neclintite prin folosirea altor proceduri și care nu voiau să renunțe la credința și libertățile lor. Cu împuternicirea din partea Papei Inocențiu de a pedepsi cu confiscare, cu exil și cu moarte pe ereticii care nu primeau Evanghelia sa, Dominic a îndemnat magistratura civilă și populația să masacreze pe ereticii valdenți. Și o singură dată el a încredințat flăcărilor 180 de albigenzi, protestanți, adică. Pentru o asemenea credincioșie în slujba lui Anticrist, el a fost canonizat ca sfânt. Și astăzi romano-catolicii îi se închină și se roagă la el. Breviarul roman, adică un fel de carte de rugăciuni, referindu-se la Sfântul Dominic, laudă meritele și învățăturile lui care au luminat biserica, iscusința și virtutea lui care au înfrânt pe eretici în Tolosan, și numeroasele lui minuni care au mers chiar până la Anvia Morții. Interesant. Misalul roman, adică care cuprinde serviciul legat de distribuirea cinei Domnului, îi elogiază meritele și se roagă pentru ajutor vremelnic prin mijlocirea lui. Astfel susține și cinstește încă Anticrist pe eroii săi credincioși. Ar fi cu neputință a se reda în câteva cuvinte o concepție adecvată despre ororile Inchiziției sau despre frica îngrozitoare pe care o inspira printre oameni. Cei ale căror laude la adresa lui Anticrist nu erau auzite sau cei care îndrăzneau să-i critique metodele erau suspectați de erezie și astfel de persoane, fără prevenire sau corectare, erau pasibile de întemnițare într-o carceră subterană pe durată nelimitată până la un timp convenabil pentru judecată. Adeseori, atât acuzatorul cât și acuzația nefiindu-le cunoscute. Procesele acestor judecăți se țineau în secret și adesea se folosea tortura pentru a stoarce mărturisiri. Torturile aplicate erau aproape prea înspăimântătoare pentru a fi crezute în acest secol și în această țară a libertății, totuși realitatea lor este confirmată de dovezi pe care nici chiar istoricii catolici nu le pot tăgădui.
Iar zadarnicile lor încercări de a-și cere iertare pentru ele nu fac decât să le confirme dovada. Instrumente de tortură, relicve ale Inchiziției există și acum, ceea ce ar face orice tăgăduire fără valoare. Oficiul Sfânt, adică Inchiziția, angaja chiar și medici pentru a supraveghea desfășurarea torturii și a o întrerupe când moartea părea să-l ușureze pe cel suferind. Iar victimii îi se îngăduia să se refacă parțial pentru ca apoi să îi se poată aplica tortura a doua și chiar a treia oară. Aceste schingiuiri nu erau întotdeauna impuse ca pedeapsă pentru păcatul ereziei. Ele aveau în general scopul de a forța pe învinuit să facă mărturisiri, să retracteze sau să implice pe alții, după cum era cazul, ca să părască pe alții. Chiar în secolul prezent, după ce Inchiziția și-a pierdut multe din ororiul ei, ea era încă groaznică. Istoricul războilor lui Napoleon, descriind cucerirea orașului Toledo din Spania de către armata acestuia, menționează incidental descrierea închisorii Inchiziției și spune, citez: părea că se deschid morminte și chipuri palide ca fantomele ieșeau din carcerele subterane care răspundeau un miros de mormânt. Bărbi stufoase atârnând în jos pe piepturi și unghii crescute ca ghearele la păsări desfigurau scheletele care trăgeau în piept cu trudă aerul proaspăt pentru prima oară după un lung șir de ani. Mulți dintre ei deveniseră schilozi, cu capul aplecat înainte, cu brațele și mâinile spânzurând rigide și neajutorate. Puseseră închiși în gropi atât de scunde încât nu se puteau ridica în picioare și cu toate îngrijirile doctorilor armatei, mulți din ei au murit în aceeași zi, când i-au scos la aer afară, au și murit. În ziua următoare, generalul La Salle, însoțit de mai mulți ofițeri din statul major, a inspectat minuțios locul. Numărul instrumentelor de tortură i-a cutremurat de groază, chiar și pe oamenii deprinși cu grozăviile câmpului de luptă. Într-un colț retras, într-o boltă subterană învecinată cu sala pentru interogatorii individuale, se găsea o statuie din lemn, făcută cu mâna de călugări, reprezentând-o pe Fecioara Maria. Capul era înconjurat de o aureolă, iar mâna dreaptă ținea un steag. Ceva suspect i-a izbit pe toți, chiar de la prima privire, căci în ciuda rochiei de mătase care cobora de la umeri pe ambele părți în falduri largi, statuia era îmbrăcată ca un fel de cuirasă. La o cercetare mai atentă s-a văzut că partea dinainte a corpului era cu totul acoperită de cuie foarte subțiri
și de lame mici și înguste de cuțit, ambele cu vârfurile îndreptate spre privitor. Brațele și mâinile erau îmbinate, iar mecanismul de după peretele despărțitor punea figura în mișcare. Unul din servitorii Inchiziției a fost silit din ordinul generalului să pună mașina, cum o numea el, în mișcare. Când figura și-a întins brațele, ca și cum ar strânge cu dragoste pe cineva la piept, i s-a pus în brațe ranița bine umflată a unui grenadier polonez, a unui soldat, pentru a ține locul unei victime vii. Statuia a strâns-o în brațe din ce în ce mai tare, iar când servitorul, conform ordinilor, a făcut ca figura să-și desfacă brațele și să se întoarcă la poziția de mai înainte, ranița era străpunsă la o adâncime de 2 sau 3 soli și a rămas atârnată în vârful cuiilor și lamelor de cuțit. Sfârșit de citat. Instrumentele de tortură de diferite feluri au fost născocite și folosite ca mijloace de tortură. Una din metodele cele mai simple este explicată astfel: victimei, dezbrăcată de toate hainele, îi se legau mâinile la spate cu o fune tare, cu care, prin acționarea unei scripite, era ridicată de pe picioare, de care erau atârnate greutăți. Victima era lăsată de mai multe ori să cadă și era ridicată cu o zmucitură care îi smulgeau sau dislocau încheieturile braselor și picioarelor, în timp ce funia cu care era suspendată îi pătrundea până la os în carnea tremurândă. O aducere aminte a unor astfel de atrocități comise în numele lui Hristos a ajuns recent în atenția publică. Fiind în lipsă de spațiu, imprimeria unei societăți biblice din Roma a închiriat o încăpere mare aproape de Vatican. În plafon le-a atras atenția un inel mare și ciudat. Și cercetarea a dezvăluit faptul că încăperea în care acum ei se ocupă cu tipărirea Bibliei, care-i sabia Spiritului, Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Anticrist a fost deja făcut neputincios, a mai asupri și nimici pe sfinți, a fost chiar încăperea folosită de Inchiziție odinioară ca și o cameră de tortură, veriga scripetului fiind probabil folosită pentru a tortura multe sărmane victime având călușul în gură. Când cei învinuiți de erezie erau uneori condamnați la ceea ce se numea un act de credință, autoritatea bisericească transfera pe condamnat autorității civile, în timp ce clerul, sub pretextul milei, implora magistratura să arate, adică a jucat și teatru până la urmă, soldaților sau armatei să-i omoare și ei parcă să rugau preoții pentru victimă, așa zice aici. În timp ce clerul, sub pretextul milei, implora magistratura să arate în compătimire pentru condamnat și, ținând sus crucea, stăruia pe lângă victimă, să retracteze, să-și salveze viața prezentă și viitoare, ca să renunță la erezie sau necredință.
Magistrații își cunoșteau bine rolul și nu arătau milă decât pentru cei care retractau. În acest fel, câștigând binecuvântările și titlurile de apărător al credinței și nimicitor al ereticilor. Ereticul condamnat, îmbrăcat într-o haină galbenă, împestrițată cu desene de câini și șerpi, flăcări și diavoli, era condus la locul de execuție, era legat pe rug și încredințat flăcărilor. Și acum ne spune de un mare inchizitor din Spania, care a fost cel mai crud, Torquemada l-a chemat. Torquemada, un alt faimos inchizitor general, a dat o ilustrație marcantă a spiritului lui Anticrist. Scriitorii romano-catolici admit că el a făcut circa 10.220 de oameni, bărbați și femei, să fie arși de vii. Deci, din ordinul lui Torquemada. 10.220 de oameni să fie arși de vii. Lorente, care a fost secretarul general al Inchiziției timp de 3 ani și a avut acces la toate dovezile documentare, arată în rapoartele sale, care sunt 4 volume, publicate în 1817, că de la 1481 până la 1808, numai din ordinul acestui oficiu, adică a Inchiziției, numai puțin de 31.912 persoane au fost arse de vii și aproape 300.000 torturate și condamnate să ispășească pedepse. Fiecare țară catolică din Europa, din Asia și din America își avea propria inchiziție, din America de Sud, nu la America de Nord. Deci, acolo unde se vorbește spaniola. Nu putem urmări aici persecutarea de către Anticrist a orice era asemănător reformei, libertății de conștiință sau libertății politice. Este suficient să spunem că aceste persecuții se întindeau peste tot unde papalitatea avea sprijin. Acum enumără țările. În Germania, deci aici e Europa, Olanda, Polonia, Italia, Anglia, Irlanda, Scoția, Franța, Spania, Portugalia, Abisinia. Acum mergem dincolo de Europa. India, Cuba, care e în America Latină, și Mexic, și câteva state din America de Sud. Spațiul nu ne permite să înșirăm cazuri particulare care ar servi să arate că mulți dintre martiri au fost cu adevărat sfinți și eroi, care în cele mai oribile suferințe au avut har suficient și adesea, în timp ce mureau încetul cu încetul, au fost în stare să cânte imnuri de laudă și de mulțumire adevăratului cap al adevăratei biserici și asemenea lui să se roage pentru inamicii lor, care după cum prezisese el, îi persecutau din pricina lui. Din aceleași motive, nu vom prezenta individual toate torturile groaznice, revoltătoare, chinuitoare pentru suflet, aplicate unora dintre juvaierele Domnului din pricina credincioșiei față de convingerile lor. Se estimează de către cei care se pare că au făcut cercetări amănunțite asupra acestei chestiuni, că papalitatea în decursul celor 1300 de ani trecuți a pricinuit direct sau indirect moartea 50 de milioane de oameni. Și se poate spune cu siguranță că ingeniozitatea omenească și cea satanică a fost solicitate la maximum pentru a inventa torturi noi și groaznice,
pentru împotrivitorii atât politici cât și religioși al lui Anticrist. Aceștia din urmă, ereticii, fiind urmăriți cu o furie înzecită. Deci îi tortura și pe cei politici, dar avea mai mult probleme cu ea, care nu credeau ca papa. Pe lângă formele obișnuite de persecuție și ucidere, cum ar fi tragerea pe roată, arderea, înecarea, înjunghierea, înfometarea și tragerea cu arcul și împușcarea, inimile diavolești se gândeau cum ar putea fi afectate cele mai delicate și mai sensibile părți ale trupului, susceptibile de durerea cea mai chinuitoare. Era turnat în urechi plumb topit, era smulsă limba, era turnat plumb în gură, erau aranjate roți care aveau atașate lame de oțel, în așa fel încât victimele să poată fi tăiate în bucăți încet. Așa cum i-au ars aici, cum i-au torturat aici pe trei țărani în timpul, în veacurile trecute, pe Horea, Cloșca și Crișan. I-au tras pe roată. Așa i-au torturat. Deci era vremea când se foloseau de acele metode. Dar ăștia nu pentru credință, ăștia pentru că fost așa. Se aplicau Ortodoxie. ghiare de clești înroșite în foc pe părțile sensibile ale trupului. Erau scoși ochii, erau smulse unghiile cu fierul înroșit, se făceau găuri în călcâie și victima era legată prin ele. Unii erau siliți să se arunce de pe înălțimi în țepușe lungi fixate de desubt, unde tremurau de durere murind încet. Unora li se umplea gura cu praf de pușcă, care, fiind aprins, făcea să le explodeze capul în bucăți. Alții erau sfărâmați cu ciocanul pe nicovală în bucăți. Alții erau umflați cu foiul până crăpau. Alții erau sufocați cu părțile sfârtecate din trupurile lor. Alții cu urină, excremente, etc. Unele din aceste atrocități diavolești ar fi aproape cu neputință de crezut dacă n-ar fi bine adeverite. Ele servesc spre a arăta până la ce depravare îngrozitoare poate coborî inima omului și cât de orbi față de dreptate și față de orice instinct bun pot deveni oamenii sub influența religiei false contrafăcute. Spiritul lui Anticrist a degradat și a corupt lumea, după cum spiritul adevăratului Hristos și puterea și influența adevăratei împărăției a lui Dumnezeu ar fi ridicat și înnobilat inimile și faptele oamenilor, și după cum o vor face în cursul mileniului. Acest lucru este ilustrat într-o mică măsură prin progresul civilizației și creșterea justiției și milei de când puterea lui Anticrist a început să fie în declin. De când l-a dat jos papa de pe cal, adică de pe tron, mai bine zis. Și cuvântul lui Dumnezeu a început să fie și luat în seamă chiar și puțin. Chiar dacă nu mai puțin. Lucrurile s-au schimbat de când papa a fost detronat, cu mai multă libertate. Într-adevăr, niciun plan pe care l-am putea concepe nu putea fi mai bine calculat pentru a înșela, a supri omenirea. Se trăgea folos din orice dispoziție depravată și din orice slăbiciune a oamenilor de căzut. Orice patimă josnică era stimulată și folosită, iar satisfacerea acelor patimi era răsplătită. Vicioșii erau astfel momiți și înrolați ca devotații lui, în timp ce aceia cu o aplecare mai nobilă erau angrenați prin alte mijloace, printr-o manifestare exterioară și ipocrită de cucernicie, tăgăduire de sine și caritate arătate în instituțiile lor monahale, adică călugării. Dar care servea numai să conducă pe mulți
aceștia departe de căile virtuții. Cei imorali și ușuratici își găseau amplă satisfacție în a parada și spectacolul lui în pompa și ceremoniile lui. Cei întreprinzători și curajoși în misiunile și cruciadele lui, cei risipitori în indulgențele lui, iar bigoții cruzi în acțiunile lui de oprimare a împotrivitorilor. Cred că ar fi bine să mă opresc, că poate aveți și voi de comentat. Mai avem 8 minute. Nici nu-ți poți da seama de îngrozăturile astea ce au scris aici. Ce poate face omul cu omul. Câtă, nu știu, cruzime poate avea un om. Dacă avem o mână. Da? Marcel? Da, cum ai spus tu, frate Cornel, nu ne putem imagina. Da, bine, acum istoria ne dovedește că ce-au făcut așa zisii creștini cu alți creștini, care probabil erau mai buni ca ei. Și aici, frate Russell, amintește mai multe țări din Europa, dar noi putem zice că și România au fost persecutați. Și ca să vă demonstrez treaba asta, am găsit, și cred că știți o parte din voi, că tatăl meu era din partea Făgărașului. Și în Făgăraș era o cetate mare, cred că construită tot de catolici. Și acolo exista chiar o statuie, cum a citit fratele Nicolae, despre Fecioara Maria, cum era în Spania. Și vreau numai să vă citesc, dacă îmi permiteți, dar fratele Nicolae și la câțiva frați am trimis despre această Statul. mașinărie, cum zice acolo și în volum. Zice, legendele, ce zice aici, dintr-un ziar apărut în 31.08.2015. Deci, cum funcționa Fecioara de Fier, cel mai sinistru instrument de tortură din Evul Mediu? Osândiții mureau în chinuri cumplite după ce sângerau zile în șir. Deci, legendele, dar și mulți istorici spun că la cetatea Făgăraș a existat în trecut unul dintre cele mai crunte instrumente de tortură posibile. Se numea Fecioara de Fier. A ucis sute de oameni și a fost folosite chiar și de comuniști pentru a-i tortura pe deținuți. Deci, până secolul trecut s-a folosit acest instrument de tortură. Și după aia explică, zice, Fecioara de Fier din cetatea Făgăraș era un instrument de tortură de temut în Evul Mediu, preferat de oameni Inchiziției. A devenit cunoscut în 1515, deci cu 2 ani înainte de Martin Luther, că Martin Luther și-a pus tezele pe Biserica din Wittenberg în 1517. Deci, când se spune că a fost folosit pentru prima dată, faima lui nefastă a produs panică printre locuitorii zonei și se spune că cei mai mari dușmani ai Inchiziției ajungeau negreșit la Fecioară, deci în cetatea Făgăraș. Și cum era făcută cușca asta, era un pic deosebită de ce a prezentat frate Rusă în volum. Deci, Fecioara de Fier era de fapt o cușcă de metal, care avea în interior un sistem cu mai multe cuțite și în momentul în care cușca era închisă, țepușele străpungeau trupul celui condamnat la moarte. Cu scopul era ca victima să sufere cât mai mult. Sistemul de țepușe era construit în așa fel încât să nu ucidă instantaneu. Cuțitele străpungeau picioarele, mâinile, pieptul și chiar ochii persoanei condamnate. Legenda spune că putea dura și 2 zile până când cel rănit își dădea sfârșitul după chinuri groaznice. Practic, cel torturat sângera până murea. Și ce mi se pare adică nu, cinic, așa cum am zice, în această cușcă de fier, să zicem, în care intra cuțit în om, zicea că era și o icoană, îl punea cumva forțat pe cel eretic, pe cel condamnat, să sărute icoana lui Sfânta Marie, cum zice ei. Deci, în accesoriu cinic al Fecioarei de Fier era o iconiță cu Fecioara Maria așezată în dreptul feței persoanei torturate. Astfel, în momentul închiderii ușii și apropierii morții, omul sărăta practic icoana, ultimul lucru pe care îl putea vedea. Și mai multe spune, eu am trimis și la fratele Nicolae și la mai mulți frați, dacă vrea să uite pe
Deci din un articol, dintr-un ziar scris acum câțiva ani, mulțumesc, care arată că a existat și în România unelte de tortură făcute de călugări catolici. Mulțumesc! Da, mulțumim și de Marcelă. Ce să ne mai mirăm atunci de deținuții politici, cât au răbdat și ăștia în închisorile comuniste. Da. Pot interveni și eu puțin. Da, Petrica, te ascultăm. Da. La fel cum au spus fratele Marcel, și la noi în țară, aici este o localitate în județul Bistrița, Chiraleș. Era un castel, tot așa era o statuie care reprezenta, cum spunea ei, Sfânta Maria sau Fecioara Maria și când intra acolo, îi prindea în brațe, tot așa trebuia să salute un tablou, o icoană, și prindea și ținea până deceda. Castelul Foras, de pe fața pământului, dar la subsol, am văzut personal când eram, am oprit tren de marfă, m-am dus acolo, că era destul de aproape. I-am auzit discuția, dar era ruginit, acolo pe urmă reprezenta iar o statuie cu coasa în spate ce reprezenta moartea. Deși la noi în țară au fost așa. Dar nu numai catolicii, vă spun că și ortodoxi. Vă citesc pe scurt, dar n-am prea divulgat treaba asta. De la Iași la Galați au mers 10 vagoane de marfă încărcate cu evrei, dus întors o lună de zile pe timp de vară. Fără mâncare, fără apă, până decedau. Și au fost însoțit de legionari. Legionarii erau însoțit de un sfânt. Sper să nu am urmări, Arsenie Boca, și tata lui a fost. Deci această locomotivă a făcut defect, locomotiva între Bacău pe acolo și pe mecanici pe foghiți, i-au băgat în foc de vii, în cutia de foc a locomotivei și i-au ars. Pe urmă, după 1945, fiul mecanic de locomotivă a fost tot ăla ars, a fost tot mecanic de locomotivă. O mers acolo pe la partid, o să uite și o pățit tata, uite așa, așa. Când a fost plecat în cursă de la Iași spre Suceava, pe când a venit acasă, țiglele de pe casă au fost sparte și toate geamurile. Da? Pentru care, da. Și ăsta a fost legionarii pe timpul lui comuniștilor, deci după 1945. Legionarii nu au fost comuniști, înainte de comuniști. Nu au fost depistați ce au făcut. Și mulți merg că e Sfântul Arsenie. El și taica să lui ce atrocități se moară, atâția oameni de sete și de căldură acolo în vagon. Asta e o legendă, dar nu e o istorisire povestită de nepotul lui decedatul. E, Arsenie Borca a fost, când a fost student, a fost o strâns în București, să zice, pe studenți evrei și i-au pușcat. Nu Și la știu. aia, da, eu duc la crematoriu, Da. la abator, de-o vrut să-i bage, că mai nu am mai apucat să-i bage la măcelărie ca și carne tocată, să-i vândă la oameni. Da. Într-adevăr, așa au fost. Gesta, cum să zice, care a fost împotriva evreilor. Deși la Da. mijlocul ortodox au făcut destul de multe. Bine, Aia de ar la fi. Chiraleș, într-adevăr, aia a fost de la catolici. Castelul de la Chiraleș, în județul Bistrița, a fost de la catolici. Să spui ceva? Mai vrei să zici ceva? Ai mâna ridicată. V-am spus că am trimis și la frate Nicolae și la câțiva frați documentul ăsta cu Fecioara de Fier și am trimis la un frate din Timișoara, Iancu Popescu. Și el mi-a spus că el a văzut la Hunedoara, iar este tot așa în Castelul Huniazilor, este o Fecioară de Fier. Deci la muzeu acolo, dar probabil a fost folosită tot așa contra creștinilor, că ăsta regici. Mulțumesc. Deci se vede că mai multe locuri în țară au fost Fost un
A fost un Da. instrument bun de tortură. Vă dați seama ce durere pentru acel om care era pus acolo. Da. Îi mulțumim, domnule, că... Eu am fost. Da. Deci, fraților, mulțumim, domnule, și de această zi vedem ororile care ne-au făcut în numele Domnului Biserica Catolică. Da, ăsta e omul necivilizat încă, necunoscând pe Dumnezeu, pe face orori care nici nu-ți poți imagina. Eroarea nu sădește, nu aduce lumină, fără aduce întuneric. Lumina aduce lumină. Da, cine ar vrea să mulțumească acum la sfârșit?